Astăzi am avut cea mai fierbinte zi din acest an. La umbră s-au înregistrat 37 de grade. Pe corpul celor care s-au expus la soare, temperatura ajungea la peste 40 de grade Celsius. Dogoarea nu i-a împiedicat pe comercianții ambulanți să vândă produse ușor alterabile. Urmăriți un nou experiment cu camera de termoviziune. Pe o căldură de peste 38 de grade, vânzătorii ambulanți expun nestingheriți carne și lactate pe marginea drumului. Ouă, brânză, carne, toate au o temperatură mai mare de 25 de grade. Asta în timp ce specialiștii recomandă să fie păstrate la cel mult 8 grade. Din cauza temperaturilor ridicate și asfaltul s-a încins la maximum. Pe această porțiune din piața centrală, asfaltul se topește la propriu. Când pășești, ai impresia că ai pus piciorul pe o bucată de plastilină. Ca să se recorească un pic, oamenii au fugit de zăpușeala din apartamente la plajele din capitală, însă și acolo camera cu termoviziune a arătat peste 40 de grade Celsius. Oamenii spun că nu se sperie de temperaturile înalte, iar pe plajă se mai și bronzează. Eu la mare живу, поэтому мне как-то у нас ещё теплее, жарче, чем здесь. Dacă la umbră temperatura de pe suprafața corpului meu este una normală, adică de aproximativ 36 de grade, după doar 5 minute state la soare, însă camera cu termoviziune arată o temperatură de peste 40 de grade Celsius. Transportul public a fost o adevărată saună astăzi. În interior, oamenii au fost nevoiți să îndure temperaturi de 45 de grade. Unii s-au așezat mai aproape de geamuri în speranța că va fi mai răcoare. Da, n-aș spune că mai răcoare aici. Extrem, extrem. Mai nu se cunoaște. Și mașinile care au stat parcate în soare erau cât pe ce să ia foc. Camerele cu termoviziune au arătat între 40 și 45 de grade Celsius. Pentru a se feri de soarele arzător, oamenii s-au adăpostit prin parcuri. Lângă un havuz am înregistrat o temperatură confortabilă de 25 de grade. E o mizală altfel, nu e așa de uscat ca aerul. Mai mult pe la iazuri și de. Da, aici o leacă mai răcoare, n-ai cu și respira în locuință. În ultimile 24 de ore, peste 700 de oameni au cerut ajutor medicilor de la Spitalul de Urgență din cauza caniculei, dintre care 25 au fost internați cu probleme cardiace. S-a ridicat tensiunea, mi s-a făcut greu la inimă și nu putem să răsufl. Ziua am lucrat acasă, tot normal, m-am culcat și după asta s-a început bătăiul de inimă și ajuns aici. Codul portocaliu de caniculă este valabil până mâine.